În cadrul radioprogramului Ore de Vârf cu Sabina și Ciprian, care se aude la Muștele FM pe frecvența de 94,1, au fost oferite 3 torturi mari și absolut delicioase ascultătorilor fideli care își serbează astăzi onomastica. Este sărbătoare, da, avem parte de Sfinții Mihail și Gavril, da, în fiecare an, în ziua de 8 noiembrie, da. Astăzi este 8 noiembrie 2024 și ce poate fi mai frumos decât să auzi la radio că cineva îți spune la mulți ani. Și pe lângă faptul că îți spune la mulți ani, mai primești și un cadou. Adică un tort. Da, avem torturi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pentru dumneavoastră, cei care purtați numele sfânt de Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și așa mai departe, dar trebuie să veniți cu buletinul, da? Cu un act doveditor că vă cheamă așa, iar la fiecare și jumătate avem un tort de la cofetăria, patiseria Iepurașul. Așadar, în momentul în care noi spunem concurs aici la Muștele FM, sunați repede, repejor, la 0348-525-252, spune-ne că te cheamă Mihai, Mihaela, transmite un mesaj, un gând bun și frumos și primești tortul de la Muștele FM, Muștel TV și cofetăria Patisteria Iepurașul. Norocoșii au intrat în direct și astfel au câștigat un premiu dulce chiar de ziua lor. Bună dimineața! Bună. O voce masculină. Bună dimineața! Mihai, Gabriel, cum te cheamă? Mihai. Mihai, la mulți ani. Mihai, de unde ne suni? Din Câmpul Lung. Din Câmpul Lung, ce cartier? Din Grui. Din Grui, wow, super! Îți mulțumim că ne-ai sunat. Fac de seamă că te cheamă, așadar, spuneai ceva mai devreme, Mihai. Dacă ne spui și câți ani ai, și mai bine? 53. Mulți înainte. Noi te așteptăm la sediul nostru să-ți iei tortul. Astăzi. Până în ora 1. O surpriză plăcută i-au făcut profesoarilor de limba și literatura română Mihaela Banu, un grup de elevi de la școala gimnazială Nanu Muscel. Ați venit din partea Mihaela Banu, nu? Da. Voi i-ați spus la mulți ani? Da. Serios? Da. I-ați și cântat? Da. Este doamna profesoară de? Română. Limba și literatura română. Iar din partea noastră, pentru dumneai, un sincer și călduros la mulți ani, Muștele FM și cofetăria Patiseria Iepurașul. Un torturez dulce. Îl mâncați împreună, da? Da. Toate cele bune. Doamna Mișu Banu, la mulți ani! Și ceilalți sărbătoriți au venit să-și revendice tortul, urmând să sărbătorească în această seară sau mâine cu prietenii și familia. Spunem la mulți ani, la mulți bani, la multă sănătate, multe bucurii și să mâncați ceva dulce așa din partea noastră. Mulțumesc. Că ne-ați ascultat și ne veți asculta în continuare, promiteți? Păi numai pe Muștel. Ok, și... mulțumim frumos! Cu plăcere, la mulți ani din suflet! Mulțumesc! Cu atregeți! Nu, azi mine, ca zi de servici, muncă! Paul mă cheamă, în schimb am așa, pe fratele meu mare Mihai, al doilea este Gabi, așa. Sora soției este Mihaela, bărbatul normal că este Mișu. Da, am înțeles, sunteți familie numeroasă. Deci, iar soția dumneavoastră este profesoară, este deci... Dar tortul este foarte generos și o să-l împărțim la toată familia. Acesta este un tort pentru familia dumneavoastră, că am înțeles că aveți foarte, foarte mulți Mihai. O să încerc să mă împart în toate locurile, da? Cu tortul oferit de dumneavoastră. E destul de măricel, să știți, o să vă ajungă. Noi vă mulțumim mult că ascultați Muștel FM și ne bucurăm. Cum vi se par programele noastre? Absolut, excelente. Nu sunt în permanență în oraș, dar când ajungem unde, până unde emisia, direct radio. Ne bucurăm foarte mult și suntem convinși că veți rămâne în continuare. Absolut. Absolut. Încă o dată la mulți ani, toate gândurile bune și frumoase din partea noastră. Mulțumesc mult! Și să luați tortul. Mulțumim mult! Tot astăzi și-a sărbătorit ziua numelui și unul dintre realizatorii radioprogramului Ore de Vârf. Este vorba despre Ciprian Neculescu, ce poartă și numele de Mihai și a cărui zi de naștere va fi peste 2 zile. Întreg colectivul Trustului Muștel Media îi urează la mulți ani. Gânduri bune și frumoase din partea noastră, de aici de la Muștel FM, din partea mea, care, iată, încearcă să vă facă zilele mult mai frumoase în fiecare radioprogram Ore de Vârf 10-13.